Echipa masculină a lui CSU Danubius nu a cunoscut încă gustul victoriei în prima ligă de handbal. Antrenorul secund, Miron Stanciu, vede jumătatea plină a paharului, faptul că orașul de la Dunăre are echipă pe prima scenă. După vreo 15-16 ani, parcă, Galați are o echipă în Liga Națională la handbal masculin. Cu toate că tradiția handbalului masculin galațian era în prima ligă cam tot timpul. Acum, dacă ne-am referit la acest fapt, ar trebui să fie pentru Galați un lucru îmbucurător, să ai o echipă pe scenă, să-ți vină echipe cu tradiție la ora actuală, care joacă handbal modern și joacă în cupele europene. Galațiul, în anumite momente, le-a pus probleme la multe echipe. Miron Stanciu este convins că în 2016 vor veni și primele succese. Experiența acumulată în prima parte a sezonului se va dovedi decisivă. Eu l-am și spus acum la aceste întâlniri care le-am avut la CSU Galați, la Danubius, unde am avut niște întâlniri de sfârșit de an, de sărbători. Am zis că vom face și niște surprize. Dacă ne pregătim bine și avem încredere în noi și am demonstrat și ultimul joc la Ploiești în Cupa României, unde am pierdut datorită un arbitraj sfidător în sală, a fost și secretarul Federației Române de Handbal, Bocan Mihai, și la pauză și-a pus mâinile în cap și a plecat. Și Mihai, că el e mai mic ca mine și îmi permit, adică să vorbesc cu el la pertu. I-am zis că nu se poate așa ceva, domnule, să aveți dreptate. Dar noi antrenorii murim cu dreptatea în mână, pentru că CSU Danubius poate să realizeze lucruri frumoase în 2016. Totul este ca elevii lui Florin Androni și Miron Stanciu să creadă în șansele lor.